Cantitatea mare de zăpadă din ultimele zile a scos din case sute de oameni cu inițiativă. Aceștia n-au ținut cont de frig și au muncit ore întregi pentru a-și dezăpezi trotuarele din fața gospodăriilor. E indicat, având în vedere că nu toată lumea sau nu toate mașinile din oraș poate să facă curățenie și pe străzi, fiecare în fața porților să-și facă un pic de ordine, să așeze zăpada cum trebuie, să o dea la o parte. Alții, în schimb, au așteptat ca troienele de zăpadă să se topească și să dispară singure. Chiar să se amendeze, iar la primărie se amendeze pe ăștia, că omul trebuie să meargă pe jos pe acolo și cade pe gheață. Locuitorii fără inițiativă riscă amenzi usturătoare din partea autorităților. Este ca ei să înțeleagă că au această obligație de a-și curăța căile de acces și trotuarul din fața activului. Amenzile, în cazul care vor fi emise și vor fi emise acolo unde nu există bunăvoință, sunt de la 4 la 8 milioane pentru persoanele fizice și de la 5 la 10 milioane pentru cele juridice.